nou vlog, suntem cu Cotețul de data aceasta. Nu îi spune așa, spune Trocarici, nu spune Coteț. Bine, cu Trocariciul. Ce facem azi? Astăzi vrem să vă arătăm un pic ce înseamnă o zi din viața noastră și să scoatem un pic Trocariciul la plimbare, pentru că din când în când merită și el scos. Așa se recomandă cu mașinile vechi, trebuie să le rulezi din când în când ca să, mai ales că astea cu carburator, după cât am înțeles de la Interceptor, el este mecanicul chief și el mi-a dat sfatul să rulez mașina din când în când pentru că este bine pentru ea să fie rulată și să nu se strice, în principiu cam despre asta este vorba. Și vom merge în oraș, vom face niște poze, un shooting frumos pentru Instagram, pentru că am primit un costum la comandă și să arătăm și noi niște assets. Și cam asta e planul. Până acolo văd că avem un pic de trafic și putem discuta și despre ce vă interesează pe voi cel mai mult, pentru că sunt unele întrebări pe social media pe care le primesc constant și am zis că dacă tot avem un pic de timp până ajungem la locație, să și vă răspundem la unele din ele. Și cel mai bine ar fi ca Alina să mă întrebe, de fapt, să fie practic în postura voastră și să mă întrebe ce mă întrebați voi. Sper să nu moară tigaia asta până atunci. În trafic? Nu cred. Da. Păi începem cu prima întrebare. I-ai dat tot bordul? Acum. Acum, nu la coadă. Da. Sincer, chiar aș fi curios cum merge tigaia asta. Adică accelerația de la... Asta o să facem. Foarte bună. Uite, mi-a dat o idee de vlog excelentă. Să facem un vlog cu performanța la E9. Să măsurăm cât face de la 0 la 100 și să vedem cum se comportă o mașină de 50 de ani în traficul din București din 2023. Sensational. Deci o să aflăm când îi dă tot bordul. Mergem tot mai bordul, departe. Da. Acum o întrebare chiar drăguță. Trei lecții pe care le-ai învățat în viață cu greu, dar care te-au ajutat. Primul lucru și unul dintre cele mai importante: să nu ai încredere în nimeni, indiferent cine este sau cine se dă prietenul tău, cine crezi tu că este prietenul tău. Important este mereu să ai cumva, să păstrezi o distanță față de persoanele străine care intră în viața ta și să te păzești. Până foarte în momentul important. În care îți câștigă încrederea, nu? Eu am făcut experiența până acum, bineînțeles nu cu absolut oricine, mai sunt și persoane, prietenii mei cei mai apropiați, că orice prietenie începută este cumva pe interes, nu mai există în general prietenie pură și pe nimeni nu-l interesează de tine. În primul rând pun accent pe interesul propriu și apoi dacă mai rămâne loc energie prietenie sau loc de prietenie, urmezi tu. Deci, lecția numărul 1 de viață, trust no one, nu avea încredere în absolut nimeni. A doua lecție este să dai în viață absolut 100%. Există și un motiv foarte bun de ce ai face asta, pentru că dacă tu dai 100% în absolut ce faci, nu rămâne loc să ai regrete mai târziu, pentru că factura regretelor este mult mai dureroasă ca factura muncii pe care tu trebuie să o depui ca să ai succes în viață sau să reușești ce-ți propui. Foarte important în viață, și ajungem la al treilea lucru, este să-ți pui un obiectiv în viață, sau obiective mai multe. Pentru că este ca o mașină, dacă te urci în ea și vrei să ajungi de la A la B și nu ai un target, nu ai o destinație, vei ajunge oriunde, în niciun caz acolo unde îți dorești. Cred că este foarte shaky și îmi pare rău pentru asta, dar E9 este foarte rigid. Da, pentru că este pe perne. Cred că ar fi bine să ții camera cu două mâini, că altfel este super shaky. Da. Mașina este pe perne și nu mi se pare o idee bună să pui în general o mașină pe perne. De ce am făcut asta cu E9 este pentru simplu fapt că mașina nu este una de performanță. Niciodată nu o să merg cu ea la limită sau să am nevoie de stabilitate în curve. Este mai mult pentru show. În momentul când tu parchezi mașina și o lași la pământ, arată senzațional și ăsta este motivul de ce am ales perne. Dar în general, vedeți, este foarte rigidă, cu toate că nu este rigidă, este rigidă când nu trebuie și moale la fel când nu trebuie. În niciun caz nu este o suspensie performantă care poți avea încredere.
trecem la următoarea întrebare. După ce ai reglat suspensia, de ce nu-ți cumpere Audi? Ideea este că am avut un E8 și m-a dezamăgit foarte tare și nu din punct de vedere ca mașină, mai mult din punct de vedere customer service, pentru că am avut o problemă cu ea. Am dus mașina în service să facă revizia, pentru că știam că plec în România, atunci era mașina în Viena și plecam din Viena. Am dus mașina în Viena la Lamborghini, Porsche, Audi. Aveam o mică problemă cu cutia de viteză și le-am spus oamenilor că mi-aș dori, în cadrul serviciului, să uite și la cutie, pentru că aveam impresia că face probleme. Au zis, bineînțeles, nicio problemă, rezolvăm. După ce urma ziua să iau mașina, după 3-4 zile, practic și ziua în care trebuia să plec în România, să parcurg 1000 de kilometri cu ea și speram totuși să nu am probleme pe drum, să nu rămân undeva prin Budapesta și să trebuie să fiu luat cu platforma de acolo. Spoiler alert, asta s-a întâmplat. Da, ideea e că asta s-a întâmplat, să o ținem scurt, să nu vreau să povestesc tot un detaliu, asta s-a întâmplat. Oamenii nu s-au uitat la cutie, cutia s-a defectat, a rămas pe N, pe autostradă, 5 km înainte de Budapesta și am așteptat acolo 9 ore până a venit cineva de la Audi să mă tracteze. Ceea ce nu este iarna neapărat un eveniment pe care ți-l dorești, să stai 9 ore în mașină în frig, că nu puteam să țin nici mașina pornită pentru că se termina benzina. Și asta a fost experiența mea cu Audi și ăsta este motivul de ce eu nu am până în ziua de astăzi niciun Audi. Mai avem încă o întrebare. Ce ai învățat pe parcursul relației noastre de la mine, din punct de vedere al unei relații? Nici m-am pregătit, nu eram pregătit pentru întrebarea asta. Nu mă așteptam să o pun. O întrebare cu șustă. Da, asta a fost o întrebare din aia. Am învățat foarte multe lucruri de la tine. În primul rând, să fiu mai organizat, pentru că eu sunt în general foarte haotic și mi-e foarte greu să mă organizez. Ce schemă a fost întoarcerea asta? Una excelentă. Din punctul meu de vedere, sau din punctul Alinei de vedere, pentru că asta sunt lucrurile pe care le-am învățat de la ea, este important să comunici în relație ca să nu se adune probleme pe care nu le discuți, ca mai târziu să explodeze, adică să provoace probleme mai mari în relație care sunt în momentul ăla greu de rezolvat. Comunicarea este cheie. Dacă vreți să aveți o relație care și va avea o durată mai lungă, important este să vorbești, să-ți spui tot ce ai pe suflet partenerului tău, pentru că dacă el nu va înțelege, nu va înțelege nimeni și dacă nu te înțelege, clar nu este persoana potrivită. Mereu, cumva, în cuplu trebuie să faci compromisuri, să te mulezi unul pe celălalt și nu numai să-ți urmezi sau să îți vezi de interesele tale personale, ci ale voastre. Pe lângă asta, este relativ important să ai și o viață individuală în cuplu, nu numai una împreună, fiecare să aibă cumva și interesele lui și să le urmărească. Ca să fie o persoană îndeplinită, trebuie să fie îndeplinit ca individ, ca persoană, dar și în cuplu. Bravo, țiule! Primești nota 10 pentru astăzi. Și acum mai dăm tot bordul! Dă-i tot bordul! Dă-i, tati! Dă-i și pune frână acum. Oh, ai luat și o groapă. Am luat o groapă. Senzațional! Acum trebuia să cadă mașina ca ăla de ieri de pe pera. A trecut unul pe lângă noi. Blană! A luat... Am fost ieri la anvelope.ro și mă întorceam acasă să iau cutiile ca să împachetăm jantele și a trecut unul pe lângă mine cu un Ford. Blană, omul de călăraj nu cred că știa drumurile pe aici, măi, și pe Pipera este o groapă imensă. A luat-o, cred că avea 90 la oră, direct, și a rămas acolo. Era tot bordul, nu? I-a dat tot bordul, dar acolo a rămas. A luat groapa, s-a auzit strag și acolo a rămas. Mai era când ai trecut tu, că tu ai venit pe aproximat de oră. Da, crezi că l-am uitat la el, nu l-am văzut, nu m-am uitat după un ce? Ford? Nu. Noi am ajuns la locație, așa că o să vă lăsăm, facem pozele, vă lăsăm... totul aici, să vedeți și voi și apoi o să mergem împreună la sală. Look at me habibi. 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 Expensive.
Da, am zis să mai mă primez un pic pentru că n-am reușit să tragem reacții la oameni. Era foarte mult trafic și e relativ frig. Am zis că ne tragem repede contentul și mergem acasă. Ce este incredibil cu această mașină este respectul din trafic, în care toată lumea te lasă. Eu nici măcar nu am semnalizare pentru că nu funcționează. Dar lumea te lasă, era chiar și un taximetrist care mi-a făcut loc, cu toate că n-a văzut ce vreau să fac. A intuit, nu? Intuit, da. Cumva. A intuit cumva că vreau să fac dreapta și m-a lăsat, mi-a dat flash, m-a lăsat să trec. Foarte genial cum se poartă lumea cu... Deci chiar nu întreba pe Alina acum dacă oare oamenii își dau seama că asta este o mașină specială sau poate unii cred că este mașina mea pentru că nu pot să-mi permit altceva, adică o vechitură. Voi ce credeți? Lumea își dă seama că e ceva ultra mișto restaurat sau cred că iau și pe ăsta cu rabla lui se duce la plimbare că na, n-are bani de altceva? Chiar aș fi curios. Dar cum ai zis tu că oamenii te lasă pentru că au respect față de mașină și eu ți-am zis că nu e adevărat. Oamenii te lasă pentru că e ca și cum ai urla la o bătrânică pe stradă. Asta nu poți să faci. A fost genial. Mamă, uite cât de bine arată cu soarele cu pacii. Nu știu că se vede prin camera. Se schimbă super. Acum mergem acasă. O să schimbăm mașina după ce mâncăm, mergem la sală. Și poate îi luăm cu noi la sală, să vadă un pic ce facem noi la sală, ce zici? Un antrenament. Un antrenament decent astăzi. Eu fac umeri spate, tu ce faci? Eu o să fac azi biceps, triceps și abdomen. Rolling the drop, rolling the drop. And the percussion is absurd, I have the man.